Ok, deci punem într-o sticlă, 3 sferturi o umplem cu apă și după aia punem gheață carbonică peste. Și din cauza că gheața carbonică, în momentul în care se topește, își dilată volumul, se face o presiune extrem de mare în sticlă și la un moment dat cedează sticla și explodează. Și gheața carbonică, de fapt, e dioxid de carbon înghețat la minus 78 de grade Celsius. Ok, nu vreau să vă întreb, sunteți pasionați de fizică? Da, normal, sunt pasionați de asta mai ieși. Și mai departe, ce vreți să faceți cu fizica? Depinde, sunt mai multe direcții. Putem lucra în industrie, putem lucra în cercetare, putem lucra la facultate, la profesori, la școli, multe. Fiecare își alege în funcție de ce îi place să facă. Tu ce ai vrea să faci? Eu personal vreau să fac cercetare. Și crezi că poți aici sau în afară? Se poate și aici, dar e mai puțin plătit ca în afară. Deci mai rentabil e în afară.